Salut! Pare de necrezut, dar au trecut aproape 2 ani de la ultimul episod al Orzelii Tronurilor, serialul fenomen care a impresionat sute de milioane de oameni. Îți place sau nu, l-ai privit sau ba, trebuie să recunoaștem că Orzeala Tronurilor își merită atributele ca cel mai popular, scump în producere, remarcabil, dar pentru unii, cea mai mare dezamăgire din cauza finalului inopinat. Evident că după succesul său comercial, producătorii nu vor permite ca istoria despre Vestea să se prăfuiască mult pe rafturile din studio. Acum când spiritele s-au potolit, toate beneficiile scontate au fost obținute, dar Orzeala Tronurilor nu mai este cap de afiș, HBO se pregătește din nou să-i uimească pe toți cu o nouă producție care ne va duce cu 300 de ani înaintea evenimentelor descrise în Orzeală. Noul serial Casa Dragonului se prognozează pentru anul 2022 și mai detaliat voi vorbi despre el în videoul următor. Abonează-te pe canalul meu dacă nu vrei să-l ratezi, dar până atunci îți propun să afli cele mai interesante lucruri despre Orzeala Tronurilor. Aici voi prezenta doar o parte din curiozitățile despre acest serial, deoarece sunt foarte multe. Dacă această temă îți pare interesantă și dorești să afli și alte lucruri care se ascund în spatele acestei serii, scrie mai jos în comentarii și eu voi reveni cu un alt video despre ceea ce posibil că nu ai știut despre serialul îndrăgit. Deci, să începem! Dorești să înveți Dothraki sau Dothrakiana? Scuze, nu sunt asa în limbile fictive, adică limba în care vorbește Khal Drogo sau ulterior și Khaleesi. Mașek meșerakiani, mașin mori nemves. Giniat pe la gela, vinciură se zafracin. Nimic mai simplu. În prezent, această limbă inventată special pentru Orzeala Tronurilor cuprinde circa 3000 de cuvinte și poate fi învățată într-un manual, printr-o aplicație sau la un curs online. Doritorii să se simtă stăpâni peste cele 7 regate sau să iasă în evidență cu o piesă de mobilier mai extravagantă, aveau posibilitatea să cumpere un scaun asemănător celui din Orzeala Tronurilor. Această piesă de mobilier reprezintă o copie fidelă a tronului din serial și are dimensiunile impunătoare. Înălțimea de peste 2 metri, lățimea de 1,65 metri și greutatea de 159 de kg. Să domnești pe acest scaun va costa o nimică toată. 20.000 de lire sterline, echivalent a 23.000 de euro. La prima vedere s-ar părea că actorul Christian Nern, care l-a interpretat pe Hodor, ar fi avut cele mai ușoare replici. Indiferent de situație, întrebare, sentiment, el repetă numele său Hodor. Însă să nu crezi că totul e așa de simplu. Actorul a mărturisit că are în dotare peste 70 de moduri de a rosti numele Hodor. Astfel este Hodor trist, Hodor vesel, Hodor flămând, Hodor speriat, chiar și Hodor dezbrăcat. Hodor. De asemenea, acest personaj a inspirat apariția fixatoarelor de ușă. Inițial, acestea au fost confecționate manual de către fanii serii. Acum, doritorii au posibilitatea să cumpere astfel de fixatoare realizate în diferite culori și stilistici de către fabricile specializate. Madonna este o fană a Orzelei Tronurilor și se pare că Dany este personajul favorit, deoarece cântăreața a ales costumul lui Khaleesi pentru a celebra Purimul, o sărbătoare evreiască cu tangenții cu Cabala, pe care Madonna o practică de ceva timp. Și întrucât Madonna nu e una oarecare, evident că nu se poate mulțumi cu o copie. Fără asta mult pe gânduri, cântăreața a apelat la producătorii serialului cu rugămintea de a împrumuta unul din costumele lui Daenerys. Desigur că solicitarea a fost satisfăcută. Armura lui Jaime Lannister nu doar pare a fi reală, dar și hodorojește ca armura unui cavalier veritabil. Și zgomotul este așa de puternic încât Nicolae Costel-Waldau a fost nevoit să redubleze în studio toate scenele care s-au filmat în mers. Pentru a nimeri în Orzeala Tronurilor, actorii au fost supuși audițiilor dure. Procesul de selectare a fost dificil pentru majoritatea din distribuția seriei, nu și pentru Peter Dinklage. Pentru personajul lui Tyrion Lannister nu au fost audiții. Încă la etapa scrierii scenariului, producătorii au știut cine îl va întruchipa pe piticul hidos din novela lui Martin. Dinklage nu că ar accepta propunerea, dar a și adus-o pe Lena Headey, care a interpretat-o pe sora sa Cersei. Și dacă în
film pare că ura dintre cei doi este nemărginită și frații nu scapă nicio ocazie de a-l înlătura unul pe celălalt, în realitate actorii sunt cei mai buni prieteni. În deplasările echipei de filmare spre numeroasele locații împrăștiate prin lume, cei doi închiriau locația comună, dar seara după o zi grea de muncă colindau barurile din preajmă. Una din săbile din celebrul tron este cea lui Gandalf din Stăpânul Inelelor. Nu că creatorii seriei ar dori să ascundă un mesaj misterios prin aceasta, pur și simplu la momentul modelării tronului pentru noul serial s-au adunat și s-au folosit toate săbile găsite prin depozitele de rechizite a studiourilor de filmare. Pentru a diversifica programul de învățământ și a atrage mai mulți studenți la facultatea de istorie, în Harvard s-a introdus o disciplină nouă, adevărata orzeală a tronurilor, de la miturile contemporane până la modele medievale. Cei de la Harvard speră că prin aceste clase istoria medievală, prezentată prin prisma serialului, va fi mai pe înțelesul tineretului emancipat. În conceptul inițial al novelei, autorul George Martin a dorit ca Arya Stark și fratele său Jon Snow să se îndrăgostească. Curioasă întorsătură, nu crezi? Ce bine că scriitorul și-a schimbat intențiile și a lăsat între Arya și Jon o relație frățească normală. Harry Lloyd, care apare în rolul lui Viserys Targaryen, fratele lui Khaleesi, este stră-strănepotul celebrului scriitor englez Charles Dickens. Opening-ul seriei poate fi considerat o operă de artă. Aceasta se schimbă de la un sezon la altul, relatând evoluția subiectului. Se introduc locații noi, plazoanele se schimbă în dependență de familia care a pus stăpânire peste teritoriul din imagine. Indiferent de sezon, opening-ul include obligatoriu 4 locații importante. Debarcaderul regelui, Winterfell, peretele și orașul unde se află Daenerys. La ajustarea opening-ului pentru fiecare sezon în parte, muncea o echipă din 10 persoane timp de 3 luni. Opening-ul Urzelii Tronurilor chiar a primit premiul Emmy pentru cel mai bun design a genericului. În 2014, serialul a fost interzis spre vizionare în colegiile militare din Turcia. Astfel s-a dorit protejarea viitorilor soldați de violența, scenele indecente și hărțuirea prezentate în serial. De ce anume pe tinerii soldați interesant? Adică mințile viitorilor medici, șoferi, electricieni, profesori sunt mai puțin vulnerabile? Tu cum crezi? În unul din interviuri, Jack Gleeson a mărturisit că pentru a-l interpreta pe Joffrey Baratheon, s-a inspirat din imaginea creată de Imperatorul Commod din Gladiator. În mod deosebit, actorul a încercat să imite rânjetul răutăcios al lui Joaquin Phoenix. Și dacă fața regelui Joffrey îți stârnește repulsie, să știi că actorul foarte bine a intrat în rolul acestui despot pervers, deoarece distribuția seriei a afirmat în repetate rânduri că Jack Gleeson este cea mai pașnică, educată, binevoitoare și prietenoasă persoană din toată echipa de filmare. Pentru Gwendolyn Christie, care a interpretat-o pe Brianna Tarr, cea mai dificilă scenă a fost lupta cu Sandor Câinele Clegane. Pentru a-și mări rezistența, actrița a fost nevoită să ia lecții de luptă cu arme albe de 4 ori pe săptămână timp de 2 luni. Charles Dance a fost atât de stânjenit de atitudinea eroului său față de propriul fecior Tyrion, încât aproape după fiecare dublu își cerea scuze de la Peter Dinklage pentru replicile dure ale personajului său. Tyrion Lannister apare în cele mai multe episoade. Astfel, din numărul total de 73 de episoade, Peter Dinklage apare în 67. Inițial, pentru rolul lui Daenerys, a fost aprobată Tamsin Merchant, dar pentru Catelyn Stark, Jennifer L. În această componență a fost filmat câte un episod pentru ambele personaje. Însă actrițele nu au reușit să convingă producătorii și ele au fost înlocuite cu Emilia Clarke și Michelle Fairley, respectiv. Și serialul a început cu distribuția înnoită. Seria amoroasă dintre Jon Snow și Ingrid, în care actorul pentru prima dată apare dezgolit, a încins spiritele fanilor acestui serial. Fesele actorului au fost un subiect popular pe rețelele de socializare, însă Kit Harington a spulberat fanteziile sexuale. În unul din interviuri, actorul a mărturisit că de fapt fesele nu sunt ale lui, ci a unui membru din echipa de filmare. Dacă tot vine vorba despre Jon și Ingrid, actorii care i-au interpretat nu s-au oprit doar la simularea relației.
relație și în 2018 s-au căsătorit în realitate. Acum cei doi sunt în așteptarea primului copil. Apropo, pe canalul meu poți să găsești un video cu cupluri de celebrități care au transferat relația din filme în realitate. Fă click pe sugestia din colțul din dreapta dacă te-am făcut curios. Actorul cascador Ian Wade a jucat 6 personaje diferite. A fost Vun Vun, Dong, Gregor Muntele Cligan, unul din ureașii transformați și două ori careva din demonii albi. Și el nu este unicul care apare în posturi diferite. Din Charles Chapman a interpretat două roluri. Un personaj episodic Martin, feciorul lui Kevan Lannister și blajânul Tommen Baratheon, cel mai mic fecior al lui Cersei și regele celor 7 regate. Dar nu pentru mult timp. Evoluția subiectului se încearcă a fi păzită de curioși, însă uneori chiar actorii lăsau indicii despre continuarea istoriei. Astfel, Lena Headey a postat pe Instagram o fotografie în care apasă cu forță ochii actorului Pedro Pascal. Peste puțin timp, Oberyn Martell, interpretat de Pascal, este ucis de Gregor Muntele Cligan într-un duel pe cât de spectaculos, pe atât de dezgustător. Una din vătămările primite în confruntare sunt ochii scoși cu mâinile goale. Imaginea fiind cenzurată în multe țări din cauza autenticității sale. Unii analiști au lansat versiunea că dacă această luptă ar avea loc în realitate, Gregor Cligan, interpretat de Hathor Bjornsson, unul din cei mai puternici oameni de pe planetă, cu ușurință poate strivi un craniu uman doar cu mâinile sale. Cam atât pentru azi. Care curiozitate ți-a plăcut mai interesantă? Scrie mai jos în comentarii. Nu uita să dai like acestui video, abonează-te la canalul meu și fă click pe clopoțel pentru a nu rata cele mai interesante videouri despre filme și celebrități. Pe curând!